O femeie a fost atacată de mai mulți câini în zona pieței din localitatea Dâmbovița Năgăiești, însă nu ar fi fost mușcată, așa cum reiese dintr-o anchetă a poliției. Polițiștii din cadrul biroului pentru protecția animalelor sunt cei care au făcut cercetările. Oamenii legii au aplicat o sancțiune contravențională unității administrativ teritoriale din orașul Găiești în valoare de 20.000 de lei, pentru că nu a respectat obligația de a amenaja din fonduri proprii adăpost public pentru câinii fără stăpân conform legii.